pentru că nu a găsit nicio soluție pentru recuperare fizică acasă și a construit-o singur. Astăzi este căutat de companii mari din domeniul medical, dar și de mii de curioși care i-au văzut invenția la târgul de tehnologie din Las Vegas. Reflex folosește senzorii și telefonul mobil ca să monitorizeze exercițiile recomandate de doctori. George Bugniș vine cu mai multe detalii. Începe Like IT. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Bună dimineața, Camil! Bună dimineața, George! Mă bucur să te văd! Salutări din Las Vegas, unde suntem la CES și vedem un... Senzor Reflex și împreună cu încă un senzor Reflex montat pe genunchi. Care acum funcționează și e pregătit de piață. Și este pregătit de piață. Îl vom lansa cu o clinică, una dintre cele mai mari clinici de fizioterapie din România, cu unul dintre cei mai buni doctori ortopezi. Poți să-i spui și numele. Bogdan Andrei și Centrokinetic sunt super big și ei o să fie primii care lansează în țară. Hai să vorbim un pic despre device, pentru că ne-am mai povestit despre el în trecut și acum este gata și este mic. Și ce face? Device-ul ăsta foarte mic și foarte simplu de folosit, se pune pe picior, sub și peste genunchi. Okay. Ok. După care el se conectează la telefon, unde în momentul în care tu ești pacient și ajungi acasă și trebuie să faci recuperare fizioterapeutică, nu mai trebuie să te duci neapărat în clinică, poți să lucrezi acasă și doctorul te vede de la distanță ce faci, îți trimite un protocol de exerciții, iar soluția noastră te ghidează pe întreg procesul recuperării. Asta este un filmuleț în care îți arată ce trebuie să faci, după care dai start training. Piciorul tău este practic conectat la senzori. Atunci când miști piciorul, se mișcă imediat pe ecran senzorii, ok? Asta e piciorul tău aici? Da. Suntem singura companie din lume care face chestia asta 3D cu doar 2 senzori, adică super ușor de folosit și foarte eficient ca și cost. În momentul în care faci mișcarea pe care trebuie să o faci aici, dacă o faci corect, o să înceapă să-ți numere. Dacă faci orice altceva, nu-ți numără. Îți și vibrează, îți oferă audio notificări. Mai avem un feature foarte mișto, care practic îți arată o umbră. Umbra aia e mișcarea perfectă, așa cum vrea doctorul să o faci. Vezi, pâlpâie și zice, vino încoace. Da? Pleacă din poziție dreaptă și dacă te duci cu aceeași viteză și te duci fix în ea și apoi urmă te duci înapoi, faci o mișcare corectă, deci iei o repetare. Primești o notă de fiecare dată când faci mișcarea asta și nota asta îți arată cât de corect faci. Dacă ții piciorul la exact în umbră, vei lua nota perfectă. Hai să ne întoarcem puțin la rădăcină. Eu știu că tu te-ai apucat de Reflex pentru că și tu aveai nevoie de ceva de genul ăsta. E adevărat? Da. Fiind în finala campionatului european de jiu-jitsu, am câștigat-o, dar mi-am rupt meniscul. A fost o accidentare foarte urâtă. M-am apucat de recuperare fizioterapeutică. Ca toți pacienții, m-am dus acasă și am devenit lene și am zis că nu mai mă doare, flexia își revenise și n-am mai făcut. După care accidentarea a devenit din ce în ce mai urâtă până a trebuit să mă operez. Și după ce m-am operat am făcut un an de recuperare și atunci am zis că trebuie să inventez o soluție care îți oferă o soluție de recuperare de 5 stele. Și acum chiar asta... Și ai și certificare pentru ea. Da, avem o certificare medicală Class 1, Medical Device, care practic certifică că am făcut tot felul de analize de risc și ne-am gândit la toate posibile variante în care ceva ar putea să nu meargă bine. Merită să vii la CES pentru un astfel de târg. Ce s-a întâmplat deja? Suntem în a doua zi când filmăm. Ce a venit bun spre tine? Vezi oportunitatea? Vezi viitorul? Da, inițial eram speriat de genul ăsta de târguri pentru că sunt foarte scumpe. Adică ai odată toate cheltuielile de deplasare care costă foarte mulți bani. Cam cât a costat să vii aici? Sincer. Sincer, cam vreo 5.000-6.000 de euro. Cu tot cu stand și cu tot ce trebuie. Am avut noroc pentru că acesta este un program finanțat și de guvern și de ambasada Americii și o suport o parte din cheltuielile. Da, chiar și așa e scump. Chiar și așa e scump și noi am fost la al 5-lea târg în ultimele 4 luni. Am fost și la Medica, care e cel mai mare târg medical din lume, unde ăla a fost cel mai bun târg pentru noi până acum. Ne-au contactat tot felul de producători de orteze, clinici, distribuitori. Și se leagă ceva? Acolo s-a legat enorm de mult, chiar și aici se leagă, deși aici nu e targetat neapărat pentru noi, că e un târg de consumer. Noi vindem către clinici și clinicile închiriază senzorii către pacienți. Adică aici degeaba vin oamenii la noi, că nu pot să cumpere direct de la noi, trebuie să cumpere de la o clinică să închirieze. Dar chiar și aici am avut firme de pharma care vor, de exemplu, să vadă dacă medicamentele lor folosesc la ceva. Și ca să vadă chestia asta în industria ortopedică, au nevoie de soluții ca ale noastre. Uite, vezi? Ai descoperit ceva nou. Da, asta sunt tot felul de producători de knee replacement și hip replacement. Practic ce bagi în locul genunchiului, ortezele din genunchi. Și la fel, ei sunt forțați acum de statul american să se asigure că pacienții se recuperează acasă bine. Nu a venit nimeni, spre exemplu, din zona de gaming la tine? Uite, mă gândesc că ai putea să folosești device-ul acesta. Cum ar fi să-l folosești când te distrezi în realitate virtuală?
că poți să-ți controlezi mâinile, dar nu poți să-ți vezi picioarele în realitate virtuală. Cred că cu asta ai putea. Au venit mai multe firme care sunt din afara domeniului nostru, inclusiv din gaming. Cele mai aproape de noi sunt, au venit o firmă care produce echipamente de ski și care vrea să folosească produsul exact așa cum e acum, pentru a-ți întări musculatura înainte de a face ski. Business to consumer. Au venit firme de fitness care vor să folosească produsul exact cum e acum pentru a îl da fetelor cu un endorsement ca Heidi, nu știu, un manechin internațional și să le ajute cu picioarele, abdomenul și problema este... Uite, vezi, business. E business. Dar a meritat să vii? Da, a meritat, dar noi trebuie să fim foarte focusați și noi vrem să venim din industria ortopedică către fitness, către ski. Bine și înțeleg. Momentan suntem focusați pe industria ortopedică. Când ați lovitura? Destul de curând. Am început acum să vorbim cu foarte multe firme mari din lume care produc orteze și care realizează... Nu vindeți încă. Nu sunt nicio formă fixă. Asta avem o discuție acum cu o firmă foarte mare și am refuzat pentru că vor licențiere globală și le-am zis că dacă nu fac treabă, ne omoară firma. Și prefer să iau mai mici, mai mulți și mai mici. Așa este. Camil, mult succes! Mi-a făcut mare plăcere. Reflex, aflați mai multe despre ei și pe site-ul nostru ilikeit.tech. Să aveți o zi fără incidente pe la genunchi sau prin alte zone cu probleme, dar dacă chiar aveți nevoie de recuperare, s-ar putea să aveți un produs românesc care să vă ajute. Numai bine!